Vă salut și vă spun bun venit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbesc despre un tester pentru mașini, o diagnoză pentru mașini care se numește Lanci. Pentru cei care îmi urmăriți canalul, știați că astăzi Astăzi, această săptămână, urma să fac un videoclip cu o cheie de la grupul VAG, cu care deschidem toate mașinile de la acest grup. Dar, din păcate, cheia nu a venit încă și nu am putut să fac acest videoclip. Și astăzi vreau să vă arăt un tester foarte bun și foarte util de la și Costă undeva la 800 de, de euro. Eu atâta l-am plătit și o să vă arăt ce, ce este capabil să facă. Hei, prieteni, bun venit pe canalul meu! Împreună o să învățăm să ne facem singur multe lucruri, fără a mai apela la alții. Cu multă atenție și siguranță putem economisi timp și bani. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri interesante. Va trebui să introducem această mufă OBD wireless la mașină. După ce am introdus mufa OBD, va trebui să punem contactul la mașină. Ne ducem pe marca dorită de mașină. Oricum, acest tester citește toate mașinile și noi și vechi. Deci, fără nicio problemă. Este un tester profesional, cât de cât. Acum face legătură cu mufa OBD prin wireless. Sistem scan. și așteptăm. Aceasta este o scanare detaliată care scanează toate componentele de pe mașină. Este un tester foarte bun cu care putem coda injectoare, putem uh, uh, Vreda din nou să fac filtrul de particule să regenereze. Cu acest tester am regenerat filtru de particule la un BMW F10 și care funcționează și acum. Și cu acea mașină țin să menționez că venise de la BMW cu ea și s-a spus că trebuie să schimbe filtru de particule că nu se mai poate face o simplă regenerare cu acest tester și mașina și a revenit. Mașina a mers mult timp în oraș și a încercat de atâtea ori să-și facă regenerarea și la un moment dat nu și mai putea să o facă și s-a rămas blocată. Acest tester când îl cumpărați nou vine împreună cu cutia lui în care găsim și cabluri pentru alte modele de mașini care nu au MUF OBD cu 16 pin. Deci alte mufe diferite, rotunde, pătrate. Eu nu am întâlnit mașină până acum să nu pot intra cu acest tester. Între timp ce se încarcă, am de făcut și o prezentare. Pentru cei care locuiți la Londra și aveți nevoie de cauciucuri, Ikimash Auto vă stă la dispoziție cu o gamă foarte largă de cauciucuri pe stoc. Cu cauciucuri noi și second hand. Second hand, dar an bun. Doar dacă aveți o mărime și o dimensiune mai specială pe mașina dumneavoastră, atunci va fi nevoie de un ordin, care va ajunge în ziua următoare. O echipă formată din profesioniști și o aparatură profesională. Puteți echilibra roțile și puteți face unghiul de fugă la mașina dumneavoastră, chiar și o diagnoză la mașină cu un tester la fel ca acesta. Am să las în descriere locația unde se află Ichimach Auto și de asemenea numărul de telefon. Este de ajuns să spuneți că veniți din partea mea și o să aveți o ofertă care o să vă încânte. Și testerul nostru și-a făcut scanarea. După cum vedeți, nu arată nicio eroare. Dacă cumva arăta o eroare, trebuia să o arate cu roșu și scria 1, 2 sau 3 câte erori avea mașina. Deci mașina mea nu are nici o eroare. Și cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal dacă v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le faceți în secțiunea comentarii. Noi o să ne vedem data viitoare și până atunci să auzim numai de bine!